O copilă de doar 11 ani din satul Caragaș, raionul Slobozia, s-a înnecat în râul Nistru. Tragedia a avut loc sâmbătă, în jurul orei 20, scrie presa locală. Fetița a mers la scăldat împreună cu tatăl, unchiul și verișoara ei. Cele două fete au intrat singure în apă. În acel moment, o barcă a trecut pe lângă oamenii care înnotau. Unii au fost aruncați la mal, dar fetița nu a mai ieșit la suprafață. Tatăl copilei a pornit să o caute. Ulterior s-au implicat și scafandrierii, dar încă nu au găsit-o. Căutările continuă.